Evident că nu era mai ok să se comporte fals. Dacă așa este el la o petrecere și așa se comportă când bea, e normal că așa va face tot timpul și în afara casei mireasa. Nu e ca și cum s-a întâmplat fix acum odată și gata. Mie niciodată nu mi s-a părut că este o scuză treaba asta cu băutura. Am băut, nu mai știu ce s-a întâmplat, nu mi-amintesc și așa mai departe. Nu e nici de cum o scuză, dimpotrivă, este ceva care te pune pe o scară și mai proastă, adică într-o ipostază și mai urâtă. Iar după ce Antonio a privit imaginile din Casa Fetelor cu Maria și cu dansurile acelea cu stripperii, n-am înțeles de ce a spus și el că acum se simte mai bine, ca și cum ar fi văzut ceva greșit acolo la Maria. Pentru că, într-adevăr, băieții aceia au avut un număr de striptease, toate fetele au participat la acel număr, fără excepție, chiar și Cătălina, de la care probabil va fi așteptat să fie mult mai reticentă, mult mai frigidă, dar a participat. Așa că toate fetele au fost în aceeași oală, ca să spunem așa, nu au făcut într-adevăr nimic exagerat în ceea ce privește dansul cu acei băieți. N-am înțeles de ce Antonio spunea că acum se simte mai bine și dintr-o dată i-a revenit vocea, insinua cumva că Maria ar fi greșit și ea la rândul ei și s-a comportat cumva exagerat. După părerea mea, nu a fost ok cum s-a comportat Antonio, nu are nicio scuză, degeaba va încerca să își caute scuze. E trist dacă așa se comportă la o petrecere când consumă suc mai mult și mai ales când nu va fi nici Maria prin preajmă, e trist că se va întâmpla la fel.